Bună dimineața! Mi-aleg agenda. Asta am așteptat acest moment și am găsit una care mi-a plăcut cel mai mult pe AliExpress, dar până ajunge o să termine jumătate de an. Așa că am găsit acest site care se numește ladycozac.ro și îmi place mult cum arată aici agenda și cum e compartimentată și cred că o să mi-o iau pe asta. Nu o să văd care copertă îmi place mai mult. Asta mi se pare așa classy și îmi place, n-am niciodată agenda neagră. Asta e fix opusul, dar tot îmi place. Asta e interesant, dar nu cred că o să iau pe asta. Și mai era una care mi-a plăcut, pe care am pus-o în coș, că nu știam că există mai multe variante. Asta. Asta e mai floral, așa. Și îmi place și asta. O să fie o decizie grea. Nu știu, asta parcă e prea bridal, cumva. Și parcă asta m-o fi reprezentat cel mai mult. Doamne, ce indecisă sunt. Nu mai gândesc puțin. Dar asta vreau să fac acum și ne auzim mai târziu. Miroase absolut demențial a portocale. Energizing shower scrub. Asta este calming foaming shower gel. Să vedem cum miroase. Da, miroase foarte subtil. Îmi place. Adică în sensul subtil că e un miros care nu e foarte puternic. 21, 22 și 23. Asta e o cremă de corp. Și chiar dacă astăzi este 23, hai să vedem cum miroase. Mi-aduce aminte de Nivea, mirosul clasic de Nivea, dar mentolat. Foarte interesant. Și nu știu, eu cu cremele de corp le termin foarte greu. Și nu știu, cred că o să fac și cadou din ele. Și asta o să zic că chiar dacă este 23 astăzi, o să deschid și ultima zi și o să și arunc calendarul. 24. Este tot o spumă de... A mini Christmas miracle. Find joy in your where your home spa with our purifying the ritual of Hanukkah. Cred că mai e ceva din... Nu știu, mi se pare foarte cunoscut ambalajul sau... Ok, hai să vedem cum era și asta. A, asta zici că e de băieți, 100% mi se pare masculin. Cred că o să îl dau lui Mihai. Am zis să și întorc camera și să îmi zic părerea despre acest calendar. Dacă a meritat, pentru mine da, pentru că mie îmi plac foarte mult produsele lor, produsele de la Rituals, dar dacă cineva nu este pasionat neapărat de brand, poate o să-i se pară puțin cam scump sau nu știu, că poate nu a meritat, dar mie mi-au plăcut toate produsele pe care le-am primit. Nu mi s-a părut că au pus chestii de umplutură, ok, o pilă, hai să zicem. Eu neapărat nu am nevoie neapărat de ea pentru că am unghiile cu gel, dar nu mi se pare o mare tragedie. Și am primit multe produse de 50 de mililitri, 100 de mililitri și așa,
Nu mi s-au părut că au pus, nu știu, nu mi s-a părut că au pus chestii doar ca să fie acolo și să iasă calendarul cât mai profitabil pentru ei, deși probabil e și asta la mijloc undeva, dar mi-a plăcut și nu regret că l-am luat. Mi-a fost cel mai fain până acum pe care l-am avut eu. Și poate la anul o să încerc și eu de body shop, nu știu, să mai schimbăm. Asta e planul, fiecare an să facem altceva. Oricum mă gândesc că ei se repetă așa de pe un an la altul, dar da, a fost fain calendarul. Și cam asta am vrut să zic. Și ce mai am în plan? De seară poate facem un cheesecake pentru Crăciun și vedem cum se mișcă lucrurile. Ce mai faceți voi? Sunteți bine? Sper că da. Am vrut să zic că acum ne apucăm de un cheesecake și o să fie un cheesecake puțin improvizat, pentru că, în primul rând, am pregătit aceste ingrediente cu gândul, adică mă refer la mascarpone, afine și așa mai departe, cu gândul că vom face pavlova, însă timpul e prea scurt și nu o să ne încadrăm în timp ca să iasă ceva și plus pavlova e destul de complicat de făcut, adică acea bezea se poate să nu reușească. Așa că am zis că o să fac un cheesecake acum, suntem în 23 decembrie, seară, și îl improvizez cu ce am și sigur o să iasă bun că am mai făcut cheesecake. Am zis că vă filmez și vouă să vedeți ce o să iasă. Prima chestie pe care o să o fac este să pregătesc gelatina, care se pregătește cu apa rece. Și o să o las la hidratat. Am turnat 80 de mililitri de apă peste. Amestec bine. Și o las să se hidrateze. În timp ce se las, ce se înmoaie gelatina, în timp ce se hidratează, eu o să pregătesc biscuiții. Să mă uit acum și cât am aici, pentru că n-am cumpărat, erau deja existenți în casă. Aveam nevoie de 500 de grame, am 450, pot să mă descurc cu asta super și o să-i macin. Următorul pas este să topim untul. Și acum o să pun margarina, nu unt, topită peste acești biscuiți ca să facem un fel de blat. Și amestec să se umezească toată compoziția. Adaug și o esență de vanilie, adică nu una întreagă, atât. Amestec o dată și o să torn în formă. Nu știu de ce, acum mi se pare că am cam prea mult amestec pentru blat și o să fac cu restul, dacă îmi rămâne, dacă e așa cum cred eu că am greșit cantitatea de biscuiți, o să fac niște biluțe din asta, gen Raffaello, dar cu biscuiței. Și o să mai adaug, acum mi-am adus aminte, în compoziție și puțin cocos. Și mai amestec aici în tavă. Și acum apăs bine cu mâinile, care sunt spălate, să știți. Așa arată, merge la frigider să se întărească în timp ce noi pregătim crema. Iar pentru crema o să bat în primul rând o mascarpone-ul
puțin, o să bat cu mixerul. Eu am mascarpone de la Lidl care mie îmi place. Și de ce îl bat? Ca să fie mai cremos. Nu cred că am zis cantitățile pentru că și eu fac după ochi, dar am, să zicem că e nevoie de 200 de grame de biscuit, nu 400 cât am pus eu. 100 de grame de unt. Eu o să pun 500 de grame de mascarpone, adică pun una întreagă. Și adaug o frișcă lichidă de 200 de ml. Și la final adaug și brânză proaspătă de vaci. Eu am pe asta, știu că nu este cea mai bună pentru prăjituri. De obicei luam brânza aceea de tot de la Pilos, la găletuță, dar acum nu a fost în plan să fac prăjitura asta. Și nu o să adaug multă brânză, pentru că doar atât am. Dar așa, cât să dea gust de cheesecake, pentru că asta ar fi trebuit să fie vedetă. De-aia am zis că e un cheesecake improvizat. Așa arată compoziția până acum. Acum mai amestec asta ce am aici. O să storc și o portocală ca să fie mai festiv și mai fresh, pentru că cheesecake-ul ăsta, da, ați văzut că nu are deloc zahăr, dar e dulce de la frișca aceea lichidă care e cu zahăr. Mascarpone-ul e destul de gras și atunci de-aia am zis să pun și o portocală. Bine, de asta și pentru că am multe portocale aici. Am gustat acum și mi se pare că ar mai merge o portocală. Și acum topesc gelatina, adică topesc, o încălzesc și nu trebuie încălzită foarte tare pentru că după aceea nu o să-și mai facă efectul și revin. Am topit și gelatina și o adaug peste compoziția mea. Bine, cea mai bună gelatina e gelatina foi, dar n-am avut. Acum compoziția arată foarte lichidă, dar să știți că o să se întărească. Asta ar fi și scopul gelatinei. Am dat și pe lângă, că altfel n-aș fi, nu m-aș fi numit Milana. E ceva tipic mie. Poate dacă era Milana de acum un an, ar fi tăiat asta la montaj, dar viața nu e perfectă, așa că nu tăiem nimic. Nu recizăm. Așa arată compoziția, da, și o să adaug acum, fine, să vedem câte, nu știu nici eu, le spăl acum. O să pun ambele caserole și las câteva pentru decor. Așa arată toată compoziția mea. O să văd acum numai, pentru că n-am pus zahăr deloc, să văd dacă e ok ca și gust. Da, îmi place. Și acum am scos blatul, peste care o să torn crema. Și asta e tot. Lăsăm la frigider până mâine, după care o să decorez înainte să plec, pentru că Crăciunul anul acesta îl vom sărbători cu ai mei.
cu cheesecake-ul, să vedem cum a ieșit. Acum o să-l tai. Ulterior m-am pus glăzura astăzi, dimineața. Și avem afine, care au ieșit învelite în ciocolată. Cu siguranță e bun. Acum îl tai și vi-l arăt. Uneori mă iasă și experimentele bine. Ce-mi place că afinele astea când tai se rămân așa și se văd frumos în compoziție. Thank you.
Am vrut să vă fac așa un mic update la ce s-a mai întâmplat, pentru că ați văzut numai niște cadre și nu v-am explicat ce se întâmplă. Și în primul rând am vrut să vă spun un Crăciun foarte, foarte fericit. Sper că l-ați petrecut alături de cei care vă sunt foarte, foarte dragi și că în ciuda faptului că am avut un an foarte ciudat și greu, sau hai să zicem un an altfel, să nu zicem chiar greu, pentru că au fost și ani care au fost poate mai grei de atâta. În ciuda acestui fapt, sper că v-ați bucurat așa măcar de prezența oamenilor și de, nu știu, lucrurile bune care s-au întâmplat anul acesta. Eu v-am arătat ultima oară, cred că, cum am făcut cheesecake-ul și ieri ieri pentru voi, acum câteva secunde, v-am arătat și cum arată o secțiune, pentru că un prieten de-al meu mi-a zis că le enervează foarte tare pentru că mereu când gătesc ceva nu arăt rezultatul final și el, gurmand fiind, rămâne foarte curios, așa că am ținut minte și încep să mă redresez. Și v-am arătat câteva drumuri pe care le-am făcut. Înainte de Crăciun am spălat mașina. Știu că am un cadru de acolo, dacă o să-l pun, dacă nu, nu. Pentru că atunci când am fost la Lugoj am murdărit mașina foarte mult. Am ajuns pe un drum din ăsta de țară și n-a fost foarte interesant pentru curățenia mașinii mele și am vrut să-i fac și ei un cadou pentru Crăciun, mă rog, cadou, că până la urmă e pentru mine, că se păstrează mai bine în timp. Și după care am lucrat până pe 24 inclusiv, atunci am făcut cheesecake cu o zi înainte, care a fost super bun și chiar dacă n-am pus zahăr deloc în compoziție, nu parcă nu cerea, pentru că biscuiții erau destul de dulci și mascarpone-ul cu frișca, care era și frișca neîndulcită, erau destul de grași, așa că na, smântână are o anume grăsime. Și pe lângă asta am făcut numai o glăzură, pe care asta n-am mai filmat, pentru că am făcut aici când am venit deja la e-mail. Se vede că sunt la e-mail, că știți deja cadrele astea. Și astăzi suntem în 26, era fost un Crăciun foarte chill. V-am mai zis că noi sărbătorim pe 7 ianuarie, dar pentru că avem și români în familie, mereu sărbătorim și Crăciunul românesc, numai că e mult mai liniștit pentru noi. Și spre seara am făcut o mică plimbare, v-am inserat cadrele ca să înțelegeți despre ce vorbim. Pentru că n-am vorbit în timp ce filmam, ploua și a fost o vreme destul de nașpa ieri. Mai devreme probabil să văd câteva cadre din Juliustown. Este mall-ul cel mai mare din Timișoara, adică cel mai mare, mai mare pentru că avem numai două. Și mie îmi place foarte mult cum au făcut anul trecut, cred că au terminat, toamna trecută au terminat exteriorul și acum acolo se află și un business center și mă rog, multe chestii care țin de administrația orașului, cum ar fi pașapoartele, sunt acolo, știu că mai multe chestii, dar permisele iarăși se dau acolo la Juliustown, dar ideea e că exteriorul arată foarte frumos și au și un carusel care nu a apărut ieri în filmare pentru că era închis și nu era acoperit, nu se putea filma, dar luminițele au fost foarte drăguțe și mereu când mă duc în zona aia, chiar dacă eu nu sunt adeptă Juliustown, nu mă descurc acolo înăuntru, gen la cumpărături în interior, dar îmi place exteriorul. Nu-mi place pentru că e extrem de mare și atunci îl prefer pe celălalt care e mai aproape de ai mei, care e mai mic și mă descurc mai repede, știu exact unde sunt magazinele. Julius Mall-ul are, nu știu, nivele și nivele și e enorm, e un fel de Afi Cotroceni, cred că e ca și mărime tot așa pe acolo. Și da, asta vreau să zic că tot mi-aduc aminte de altceva și schimb ideea, că mie îmi place exteriorul pentru că mă simt așa într-o țară și într-un oraș foarte civilizat și chiar dacă este o, nu știu, proprietate privată, consider că au făcut ceva care, nu știu, înfrumusețează tot orașul și toți beneficiem de acel ceva frumos.
Cam atât, nu o să mai lungesc, o să continuăm cu această serie de vlogmas până pe 31 dacă ce mai postez. Știu sigur că va intra un videoclip de produse terminate, numai că trebuie să-mi fac timp să-l filmez, dar nu mai am loc. Am umplut cutia aceea în care eu adun produse terminate și pe lângă asta, pe lângă, pe raftul pe care țin cutia respectivă, am umplut tot raftul și nu mai am loc efectiv și vreau să sortez. Dacă văd că sunt foarte multe, o să împart clipul în, pe categorii sau o să introduc eventual chestiile care le am, știu că am mai puține chestii, de exemplu produse pentru curățenie și pentru casă, poate le includ într-un daily vlog, cum a fost și acesta. Vă doresc în continuare să aveți parte de un decembrie super frumos și sper că de Revelion nu o să fiți triști și singuri, ci o să ne bucurăm toți de Revelion, o să fie cel mai fain pentru că toți abia așteptăm să treacă 2020 cu bune și cu rele. N-a fost un an strălucit, cel puțin în ceea ce privește viața socială și pentru oamenii extrovertiți cum sunt eu, asta e foarte, foarte nasol. V-am pupat și ne auzim la un viitor clip. Pa! Da, dacă era zor aici, nu te-a pățat să-ți porumbea. Let's go.